Salută, prieteni, bine ați venit pe lecție de informatică, sunt Iosif Botna și vă invit la un alt tutorial JavaScript aici pe lecție de informatică. Acest tutorial are drept scop să realizăm o aplicație care populează sau scrie elemente într-un tablou în JavaScript utilizând o buclă for. Bun, haideți să trecem la treabă, atunci copiați această linie de cod în fișierul index.html. Voi scoate în afară această declarație, nu mai avem nevoie de ea și voi crea un alt fișier JavaScript în care voi scrie codul și voi denumi fișierul, să spunem scriere elemente tablou și aici am să pun for, da? După care punct și extensia js de la JavaScript, enter. Așa, aici este fișierul. Vreau să fac câteva modificări în fișierul index.html în ideea să arate puțin în browser ceva mai interesant și atunci aici la body, spre exemplu, am putea pune o culoare utilizând BG sau BC color, da? Și să punem această culoare lavender. Este un albastru deschis, da? Așa. Și atunci acest lucru va face culoarea de fundal un albastru deschis. Și în felul acesta probabil veți vedea mai bine și afișarea. Așa, și acum în fișierul JavaScript vom declara tabloul utilizând variabila ani, care va stoca acest tablou. Este vorba de un tablou constructor sau tablou obiect cu 10 elemente. Așa, și vreau această aplicație să afișeze anii de la 2014 până la 2024, spre exemplu, da? Și atunci voi declara o variabilă i pe care o inițializez cu valoarea 0. Aici vom pune această condiție i să fie mai mică decât ani.length, care este proprietatea care va genera lungimea tabloului, care este 10, dar haideți să punem 11 dacă vreau să se afișeze anii de la 2014 până la 2024, atunci trebuie să lungimea tabloului să fie 11, pentru că atunci când i va fi 11, practic la 11 se oprește, la 11 nu se mai adaugă, da? Și atunci vreau să se adauge 10, da? Și atunci aici acolade și vom folosi variabila ani, vom utiliza aceste paranteze drepte sau dreptunghiulare și în interior această variabilă i în ideea de a afișa elementul corespunzător indexului, da? Deci fiecare element cu indexul său, după care din nou i plus 2014. Deci se va adăuga la 2014 tot timpul i, da? Deci începe cu 0, pentru că am inițializat variabila cu 0, va fi 2014. Atunci când i egal cu 1, atunci se va adăuga 1 și vom avea 2015, 2016 până la 2024. Da? Și vom face afișarea utilizând document, metoda write. Așa, știți ce? Am exact aceeași linie de cod aici în acest fișier JavaScript pe care l-am făcut cu câteva minute în urmă și haideți să îl copiem, să-l lipim aici, să nu scriem așa de mult, doar schimbăm aici denumirea variabilei, pentru că aici avem ani, da? Am declarat această variabilă ani. Bun, foarte rapid să fac o verificare. Deci, practic, utilizăm metoda acest document și metoda write pentru a afișa în browser rezultatul. Avem variabila ani, deci, practic, acesta este un șir, de aceea avem aceste ghilimele, după care plus, pentru că utilizăm variabila i, care se va
concatena cu șirul. La fel și acesta este un șir aici, da? După care, din nou, utilizăm variabila ani, care stochează, de fapt, tabloul și în felul acesta putem utiliza acest i care va reprezenta indexul, da? Și practic această variabilă va stoca fiecare valoare pe indexul respectiv și în felul acesta se va afișa în browser. Acest br aici este un tag HTML care va face rezultatul să se afișeze unul sub celălalt, da? Deci valorile corespunzătoare indexului, da? Bun, haideți să dăm un save, așa, să închidem aici fișierul ăsta, să redimensionăm, haideți să dăm un refresh aici în browser, așa, din nou un refresh, haideți să vedem, am schimbat, aici este problema că nu am schimbat fișierul. E de fapt scriere tablou for.js, da? Da, și din nou așa, deci să vedem ce avem greșit aici. Da, aici este. Avem un punct și virgulă, după care trebuie contorul, da? I++. Da, și acum trebuie să fie bine, da, haideți să redimensionăm și acum să dăm un refresh și aici este rezultatul, da, și avem, vedeți, această culoare de fundal, un fel de violet deschis, nu albastru, da, și atunci avem aici toate elementele, deci am populat practic acest tablou cu aceste elemente, cu anii dintre 2014 până la 2024 și vedem fiecare valoare are un index corespunzător, da? Deci 0 pentru 2014, 1 pentru 2015 și 10 pentru 2024. Bun, acesta a fost un tutorial scurt prin care am vrut să vă arăt cum puteți să populați un tablou în JavaScript utilizând bucla for. Vă mulțumesc că ați participat la acest tutorial și vă aștept în continuare pe lecții de informatică. La revedere!